Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal Străci Vreunu cu Pisica. Bună! Și astăzi avem un episod foarte special pentru că îl avem pe domnul Shrek aici și vom folosi această rampă pentru a sări cu mașinuțele acestea către el și să vedem din ce este făcut mai exact. Adică noi în momentul de față nu știm, el este un fel de tort pe dinăuntru sau o înghețată și vrem să aflăm. El vrea să ne oprească. Normal, ca întotdeauna. Dar nu știu dacă o să reușească el chestia asta. Eu zic că el înăuntru posibil să fie făcut din lămâie. Poate. Ok. Nu știu exact. O să vedem. Dar până una alta, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și fiți atenți. Ia uitați-vă ce scrie aici. Avem un mesaj, mesaj secret. 15.000 de like-uri. 15.000 de like-uri? Credeți că vom reuși să strângem? Fiți atenți cum facem. Hai să vedem dacă reușim să facem felul următor. Deci, vom merge aici, ok? Da. Și vom alege, am un tool care lansează bomboane. Aceste bomboane, în momentul în care se ating cu orice obiect, distrug totul în cale, ok? Ok. Și în momentul în care eu voi număra până la 3, și la 3 apăsăm cu toții pe butonașul de like, eu voi arunca cu aceste bomboane pe hartă. Și să vedem ce se va întâmpla. Bun. Sunteți pregătiți? Pregătiți, capitanul. Hai să vedem. Toată lumea pregătită, da? Da. 1, 2, 3 și e like. Ia să vedem, a apăsat toată lumea? Bă, cred că n-a apăsat toată lumea, că uite, nu funcționează asta. Haideți, oameni buni, apăsați acolo, rapid, ia să vedem, pornesc. Ia uite bomboanele cum se duc. Au pornit bomboanele. Mamă, uitați-vă ce au făcut aici. Și peste tot pe unde se duc, mănâncă obiectele prin care trec. Da. Ia uitați-vă. Wow. Aoleu, mașinuța de înghețată, papa. Totul e papa și dacă vreți în episodul acesta, la final de episod, probabil o să testăm aceste bomboane împotriva lui Shrek. Da. Ce ziceți? Cred că e idee bună. Eu vreau. Uitați-vă ce distrugere, wow. Deci nu vine arată să cred super. Ia să încercăm o distrugere, uite pe aici, uite așa. Ia uite. Efectiv dispare, se topește. Deci bomboanele astea sunt ceva special, nu știu exact. Dar totul se topește din cauza lor. Așa că hai să strângem acele 15.000 de like-uri și scrieți în comentarii ce alt caracter vreți să introducem, pentru că acest caracter a fost luat din sugestiile voastre, da? Voi ați vrut să-l băgăm pe Shrek în joc, așa că iată, s-a întâmplat acest lucru. Nu știu exact, orice caracter vă doriți, noi putem să-l adăugăm în joc, așa că... Stai așa că s-a supărat. Aoleu! Shrek! Alo, Shrek, nu mai faci așa. Distruge totul în cale, capitanul. Ia stai așa să merg să vorbesc cu el puțin. Du-te și șoptește-i la ureche, Shrek, capitanule. Calmează-te. Ia uite că se uită după noi. Uite, Shrek, calmează-te, nu mai faci așa. Shrek, ești bine, băiete? Ce mașină să alegem de aici? Că avem o grămadă de variante, nici nu știu. Stai să vedem, nu știu. Să uită capitanule. Shrek la noi, să cam uită da, la noi. Da, se uită și ne analizează. Hai, lasă-mă în pace, Shrek. Lasă-mă în pace. Lasă-ne, Shrek. Deci trebuie să... Asta, reclamă. Vrei hai. Asta cu reclamă? Da. Hai cu reclamă. Ok, hai să vedem. Nu știu dacă e suficient de rapidă, eu sper să fie suficient de rapidă, dar dacă nu este oricum, avem o grămadă de variante aici și o să mai adăugăm și alte vehicule, nu o să fie nicio problemă. Dar, până una alta, facem o mega săritură, să vedem dacă să reușim. Vedem. Nu știu dacă să ne reușească trebușoara aia. Săritură și... A vrut să ne prindă! Mamă, direct în burtă acolo! Prin burtă s-a dus! Mamă, trebuie să vedem chestia asta. Ia uitați-vă. Wow! Din ce e făcut? Okay. Ce e asta? Cașcaval? Sau cașcaval? Mă, stai așa, că eu până acum ziceam chestia asta cu e cake or not cake, adică e tort sau nu e tort. Știi cum e chestia când tai o chestie și zici că dacă e tort sau nu e tort? Dar acum că stau să mă gândesc dacă ăsta nu e desert și de fapt este ceva din cașcaval. Nu știu, scrieți voi în comentarii din ce credeți că este făcut, dar uitați-vă cum se vede, wow! Deci, el e verde, oulu. Băleu, stai cu minte, Shrek. Tu vezi cum face? Doamne, ferește așa ceva. Da, mă sperie! Hai că am fugit de aici. Doamne, ferește! Am fugit de aici, nu mai stau nici o secundă. Doamne, așa ceva. Bun, hai să luăm altceva. Cred că o să iau, uite, un excavator de ăsta. Cred că ar fi o variantă bună. Și trebuie să avem grijă, pentru că... Mamă, dar ăsta e lent, rău de tot. Uite că ne așteaptă. Nu m-a prins.
Mamă, ce bine. Săritură, săritură. Direct, direct, direct acolo. Bun. Mamă. Uite cum se duce ăsta. Am ieșit pe partea cealaltă și suntem bine, suntem bine. A? Bine, nu prea, nu prea, a, da, dar n-ai unde să duci că-s peste tot chestiile astea. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Ia să vedem noi. Pe unde am intrat? Uite! Uite cum i-am luat direct de acolo, deci, din obraz. Wow, uitați-vă pe unde am intrat. Bă, okay, deci ăsta e până acum cel mai tare caracter pe care l-am distrus. Pentru că la celelalte caractere parcă era destul de greu să intri. Dar pe aici parcă intră ca prin unt. Nu știu exact, da, deci, ca prin brânză. Dacă practic cumva... Măi, eu stau să mă gândesc acum. Poate nu este nici cașcaval. Și așa. Poate nu este nici tort. Poate așa. Este unt. Poate este unt. V-ați poate gândit la asta? Unt. Sau poate sau fi... știi ce? Mamă, ce idee mi-a venit. Mămăligă. Mămăligă, lol. Da, chiar. Nu m-am gândit la chestia asta. Cu brânzică deasupra. Wow, nu m-am gândit la chestia asta. Dar eu m-am gândit, poate e sos de nachos. De la, știi? Da. Da, dar mămăligă, că zici tu că... Mamă, dacă e tort de mămăligă! Tort de mămăligă! Lol. Știți că există prăjitură mămăligă, da, chiar există, cu mălai? Chiar există! Aoleu, stai că îi pică, foarte pică din obraz... Ce se întâmplă acolo? Nu, nu, aoleu... Cred că îi zboară capul, sincer să fiu. Shrek! Shrek? Ce ne facem? Uitați-vă la capul lui Shrek în momentul de față! Se scurge efectiv tot nachosul! I-a picat o mână! Wow! Wow! Uite fața lui Shrek cum mai este. Vai, uite, zici că e o mască. Wow, nu mă așteptam la chestia asta, sincer să fiu. Ok. Și în momentul în care a picat, i-a picat și pe picior mâna. Da, exact. Uite, i s-a desprins cu bucata, efectiv, nici măcar n-a mai fost nevoie să sărim. Ia uite-l. Mamă, uite cum arată. Uite pe unde am intrat noi. Da, exact, zici că am făcut un tunel acolo. Da, stați așa, liniștiți că încă mai e aici Shrek-ul. Încă mai avem Shrek. Mai avem Shrek, dar stai să mai sărim, că vreau să mai sărim. Ia, hai să luăm mașina de poliție. Și vreau de data asta să sar, să fac o schemă, să văd dacă pot să fac o schemă cumva. O să luăm și astea, autobuzele alea de bubuie. Vreau să le văd pe alea cum o să facă împotriva lui. Da. Și o să dăm și un reset la hartă ca să-i vedem fața din nou. Dar facem o schemă și intrăm pe aici. Ia. Bun, ia uite cum m-a intrat acolo. Opa. Opa. Bă, ce acolo? Nu știu. Ce avem acolo? Wow, uitați-vă cum arată pe interior. Ia. Doamne ferește, eu n-am mai văzut un caracter să se distrugă în halul ăsta. Uite-te. Da. Deci, uite cum s-a făcut. Wow. Și când am trecut prin burtă pe aici, uite cum a fost. Bun, hai să dăm reset la hartă, vreau să revină la normal, pentru că vreau să sărim. De data aceasta o să luăm chestiile astea foarte mari. Cum ar fi, de exemplu, aceste autobuze, camioane și, de asemenea, vreau să luăm tancul. Da? Deci, da. Imaginați-vă, dacă am mers cu mașini normale și s-a întâmplat asta, ce o să se întâmple când luăm tancul? Totuși, eu sper... Să stați aici până la final, pentru că la final te-ai în feliuțe de tort. Pentru da, fiecare pentru parte, toată lumea. Da? Așa că, da, hai să vedem cine primește. Cine prinde felia, scrieți în comentarii cine a prins felia, bine? Hai să vedem, pisică, ești pregătită pentru așa ceva? Foarte pregătită sunt, chiar nu prea, vreau să văd. Eu nu prea chiar sunt pregătit, dar să știi că o să-i dau full forță înainte. Nu știu ce o să se întâmple, habar n-am. Hai să vedem pe unde o luăm, totuși. Îi dau full forță înainte și ce-o fi, o fi. Nu! Nu! Hai, mă, Shrek! De ce? Uite ce mi-a făcut, nici mai merge! Aoleu, trebuie să te duci să iei altul. Shrek, termină, nu mai fă asta. Doamne, ce obraznic e, nu! Ok, trebuie să mai luăm unul. Doamne, hai, sper să reușim, că nu mi se pare normal. Nu mi se pare normal așa ceva. Shrek, calmează-te, nu mai bate din palme. Ok? Ia uite cum face, ne așteaptă, e pregătit. Nu! Hai, mă! Pe bune, dar calmează-te, Shrek! Doamne, cum face! Deci nu vrea. Ok, stai, trebuie să luăm... Stai, o să iau de aici unul de ăsta. Și fii atentă, pisică, îi dau boost. Azi nu mai avut timp. Ok, hai să vedem. Nu, acum... Nu, n-a funcționat boost-ul cum vreau. Da, nu, trebuie... Mai avem unul singur, hai, ăsta să fie singur. Cu noroc, ok? Hai cu noroc, hai să vedem cu noroc. Stai, merg încet, poate nu mă vede, poate, nu știu, abar n-am. Poate, nu știu ce să zic. Hai că avem aici o problemă. Gata. Mamă, dar mi le-a distrus pe astea, nu s-a jucat. Se uită așa, parcă s-ar uita la noi, dar nu știu ce să zic. Hai că îi sărim direct în față, fii atentă. Direct în față îi sar. Hai să vedem, ia uite-l. Și? Și? Oh! E, nu chiar în față, dar uite că bubuie. Wow!
Wow! Mamă, cum s-a făcut ăsta? Wow, uitați-vă puțin. Stai, că nu știu unde sunt, dar... Stai, ce? Unde suntem? Gata. Gata. Uite-te puțin. Uite cum a picat acolo. Wow. Uite câtă distrugere. I-a picat mâna. Tu vezi că i-a picat mâna, dar uite-te la fața lui. Doamne ferește. Uite cât de mare e găura asta, Doamne. Da, cum s-a dus. Ok, bărbia lui în moment... Ce? Oh, Aldo. Da. Ok, nu înțeleg de ce Shrek își aruncă cu căpățâna așa. Da. Asta mi se pare extrem de ciudat. Calmează-te, băiete, calmează-te că nu mai ai față, nu știu exact. Ok, Doamne ferește de așa ceva. I-a zburat dintr-o dată. Mă interesează să iau tankul. Okay. Pentru că ăsta cred că o să facă cea mai mare distrugere. Așa mă gândesc eu, nu știu. Hai și ăsta o să fie gen direct, știi? O să fie o strălitură directă, dar vreau să-mi iau avântul cât mai mare. Adică gen să mă pun pe muchie, vezi? Da. Sunt chiar pe muchie în momentul chiar de față. Pe și îi dăm viteză maximă, ia să vedem. Salut, domnule Shrek. Ce faci? Hai să vedem. Încerc să țin drept. Hai că nu te vede. M-a văzut, că se uită. Acum te vede. Nu cred! Nu cred! Wow, cât de tare a fost! Ce tare a fost! Vai de mine, uite cum arată! Bă, ce e asta? Cake or not cake? De care e? Voi ziceți că e cake sau nu e cake? What? Nu știu. Uite-te cum arată în capul lui Shrek. Ok, tankul nostru s-a făcut praf. Da. Dar, wow! Sincer, n-am mai văzut așa ceva până acum. A meritat să iei tankul ăla. Oh, nu! Da, iarăși face așa, uitați-vă și voi. Doamne, da, calmează-te, ce ai? Băi, cum Alo. Face? Nu știu, mi se pare destul de amuzant cum face cu căpățâna lui. Dar hai să luăm, uite, ăsta este cel mai rapid de până acum. Cel știu eu, gen camion, ca autobuz, cum vreți voi să-i spuneți. Și să încercăm să manevrăm puțin. Da, nu, e destul de nasoală zona, n-ai ce să faci. Da, nu prea ai loc. Nu prea ai loc aici cum trebuie, că sunt foarte multe vehicule, știi, dar na. Da. Și vom da așa, dăm cu spatele, dăm până aici frumos cu spatele și dăm bustulică fără frică. Așa se numește. Hai. Ok, toată lumea, hashtag bustulică fără frică. Și... Și... Bine! Wow, tot e bine, și aici rămânem și fii atentă, pisică, cum o să pice în jos. Ia. Ia, uite că se duce. Se tot duce, dar vrei să sape așa. Da, săpăm. Oh, nu. Ok, pe spate acolo, unde are el vestuța. Da, chiar, uite-te. Doamne. Fiți atenți că o să tai tortul și o să tai două urechi, cine le vrea. Da, nu știu cine vrea urechile, dar o să le dau. Primele o să fie urechile, ok? Bă, dar asta nu mai pot să o scot de aici. De ce aici rămâne? Da, uitați-vă păi și voi. Deci a intrat pe aici, ia uitați-vă, și a ajuns aici. Da. Da, nu știu dacă ăsta e ca și caval sau dacă e mămăligă. Nu știu. Seamănă să zic ca mămăligă. Ok. Nu mai zic nimic. Da, oh. Sos de nacho. Mă, sos de nachos, poate, dar știi care e faza? Mămăligă când ai zis, parcă a avut logică. Da, știu. Sincer, parcă a avut logică, știi? Zici că e umplut așa cu mămăligă? Da, da. Ia, stai să vedem dacă reușim noi să facem aici trebușoară. Nu știu de ce asta nu se mai învârte. Cred că rotate. Da, eu i-am dat rotate, dar nu văd să se mai învârte. Da, pare mai lent așa. Hai că îi dau săritură, n-are nimic. Ok. Nu, în mână! Nu, că s-a lovit de mână. S-a lovit de mână. Fai de cap. I-a luat puțin din picior sau ceva? Din picior? Nu prea. Ba da. Uite ce tare. Puțin din picior. Bă, asta e cremă de cacao. Da, asta e ciocolată. Vedeți că nu e gen mămăligă aici? Nu știu dacă e mămăligă sau poate e de lămâie. Capitanul, da, avem mămăligă dulce. Prăjitură. Bine, știu că este prăjitură din mămăligă. Nu știu dacă ați mâncat vreodată. Ciocolată. Eu am mâncat, de exemplu. Da, și eu am mâncat. Bă, și foarte bună. N-am văzut până acum vehiculul ăsta. Nici eu nu l-am văzut. E foarte ciudat că gen e destul de greu de controlat. Adică nici nu pot să cotez măcar. Uite, nu pot să-l cotez. Și oricum e complicat aici. Hai să vedem altceva. Vreau ceva. El pe ăsta de mașini. Să-i dă la de mașini. Mă, ce se întâmplă acolo? Uitați-vă la ăla de să învârte singur.
Da, nu știu ce cu el. Deci ăla se învârtea acolo și ăla care ne-am dat noi nu se învârtea deloc. Da. Ia să vedem. Hai să vedem pe ăsta. Săritură, săritură, opa și... bine! Perfect! Chiar perfect! Ia uite-o. Uite cum se ia din el. Wow! Ok. Wow! Mamă, ce perfect s-a dus! Bine, aici chiar o să distrugă, clar. Ne, nu o să mai reziste ăsta. Structura asta metalică mă așteptam să reziste mai mult decât atât, dar... Ne, nu prea a rezistat. Bun, și acum vine momentul pe care îl așteaptă toată lumea și anume tăiem feliuțe și stai, înainte să tăiem feliuțe, v-am zis că îl testăm cu bomboanele, să vedem ce se întâmplă. Da, da? Cu bomboane. Hai să vedem cu bomboanele. Asta e că dacă mă apropii prea tare de el, da, face să așa. Rupă, da, să nu-și rupă capul. Deci eu trebuie să stau undeva pe aici. Știi? Da. Chiar cum apropii să uită așa. Sau mă duc într-o parte, că dacă stau într-o parte, nu face. Da, mai degrabă stau într-o parte, nu? Da. Hai. Păi bun, hai. Hai, sunteți pregătiți? Pregătiți. Hai să vedem. O, nu. Așa, vai, aoleu. O, nu, a început să se lăguiască deja, deci... O să închidă jocul capitanului. Nu știu ce să zic despre chestia asta. Uite cum îi mănâncă din obraz. Da, îi mănâncă din obraz. Asta seara pe care l-am folosit la începutul episodului, doar că aici are atât de mult de mâncat. Încât face lag. Face lag, exact. Ce au pute, un FPS. Da, deci am un FPS. Puteți să vedeți și voi sus, în colțul din stânga sus, am un FPS. Deci, pentru că sunt atât de multe particule, efectiv, lăguiește tot jocul faptul că am tras cu astea. Deci nu e foarte optim, așa că o să trecem la tăiatul tortului. Am zis că prima dată urechile, da? Deci, da. Urechea asta, cine o vrea, că e cu ceară în ureche, deci... Eu! Dar stai, nu. Că e cu ceară în ureche, dar e tort până la urmă, deci okay, practic e un fel de caramel, ok? E caramel? Bine, caramel! Da, cine vrea? Hai, scrieți în comentarii cine o prinde, da? Cine o prinde, ăla o primește, ia să vedem! Cine o prinde, ia lui! Ia! Ia! Eu vreau să-l văd pe Shrek cu... E ca o bomboană. Da. Da, dar o să pice pe el, cred că. Oh, nu. Oh, nu. Ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? I-a pierdut abia urechea. Ce s-a întâmplat cu căpățâna lui? Nu știu. Ok, asta e foarte ciudat, dar hai să încercăm să tăiem așa, da? Ia. Ia să vedem. Perfect. Așa, minunat. Felia asta? Cine că a rămas ochii și felia asta? Cine vrea? Cine pleacă? Nu, o să pice tot aici, sper că nu. Pică mai încolo, pică mai încolo, da, e mai ok. Mai încolo, e bine, e bine. Bun, acum o să tăiem așa. Ok. Hai să vedem și... Ouleu, stai că pic. Bun, ia să vedem. O, nu. S-a mișcat, n-am ce să-i fac. Oh my god, cum arată. Wow, firmituri. Așa. Ia uite-o. Da, asta, mamă, păi o grămadă. Puc. Perfect. N-are nicio treabă, nici nu se distruge. Foai de capul meu. Și e făcută din cașcaval, cheese sau poate... Da. Poate e făcută din mămăligă. Da, nu știu ce să zic, dar trecem la următoarea mână. Ia uite. Uite cum arată. Bă, asta chiar zici că e cașcaval. Da, chiar sincer. Zici. Sincer. Că uite, cum ar avea niște găurele de-astea, știi cum era în Tom și Jerry, cașcaval de la găurele? Da, da, da. Ia să vedem și... Bun. Ia, gata, următoarea felie de tort. Ia uite-o felia, bun. Și acum la picioare, ia. Ia. Să vedem dacă reușim. Ok. Să mai ținem ceva. Dar ce, au umplutură de ceva? Că vreau să văd. Păi este... Nu, cred că tot așa. Tot la fel. Tot la dar uite, vezi că a rămas cu ceva. Da, a rămas cu ceva, gen, e prins aici, dar nu pot să scoți chestia asta. Da. Dar, știi ce pot să fac? Hai să vedem ce se va întâmpla, da? Hai eu nu știu, pleacă. Probabil, eu asta îmi imaginez că o să fie cel mai mare lag ever. Oh, nu. Opa, hai că a început. Câte FPS-uri 25. Avem, că nu mai avem 25 cazuri, acum cred că e un frame, no. Uite-o. Un frame. Ia, unul. Ok, dar tehnic vorbind, ce ar trebui să se întâmple? Să zboare corpul cu totul în sus. Da, exact, asta mă gândesc. Și asta ar trebui să fie o felie gigantică pentru cineva. Oh, nu, ce se întâmplă? Bă, nu zboară corpul în sus, se întâmplă ceva. Ce? Se întâmplă ceva fenomene. Paranormale, e! Vai, oh! Mamă, cât
toată felia de Doamne tort. Doamne ferește, uite, aia e o felie perfectă. Da, chiar, lol, ia uite. Și acum că pățâna se duce pe jos, ia uite. Da. Oh! Și mâna. Bă, da, asta e cea mai bună tăietură de tort. Uite felia aia cu firmituri și cu tot ce trebuie. Aia arată bine. Ce vorbești? Mamă, dar nu mă așteptam. Da, oameni buni, acesta a fost episodul nostru de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!